Dacă tot am venit de mai multe ori la Herghelia, și rezultatele parcă le-am cunoscut dinainte. Tot ceea ce am avut în regulă a intrat în parametrii normali. Am slăbit 4 kg, eu sunt ăla cu 4 kg. Am mers foarte mult, iar masa, mă rog, mai multă salată, mai puțin felul 2 și pâine, chiar și cu ceaiul de legume de la ora 6. Colesterolul mi-a scăzut mai mult decât altă dată, 60 de unități. Și poate să vă mai destindeți, aș vrea să vă povestesc o mică istorioară cu colesterolul meu, nu cu colesterolul în general. Seria trecută, când am venit de la Herghelia, am plecat de aici cu colesterolul 220, acum l-am 180. După vreo săptămână jumate vine la mine un prieten bun ca să mă invite la ziua fiului lui. Bineînțeles că vorbim despre Herghelia, îi arăt rezultatele, uite cu cât mi-a scăzut, el fiind un carnivor absolut convins, la toate cele 3 mese, carne. Văzând rezultatele, așa ceva nu se poate într-o săptămână, cei de acolo, rezultatele astea ultimele le-au pus așa din burtă, ca să demonstreze eficacitatea metodei. Nu se poate, tu nu cunoști oamenii de acolo, nu ca la tine la servici. Nu și nu, facem pariu. Eu fiind 99,9% sigur, am pariat pe o sumă destul de considerabilă. Asta în condițiile în care cele 10 zile când am venit de la Herghelia, am ținut regim, am mâncat o dată sau de două ori iaurt de gresat și brânză de vacă cu 0,1%. Dar tot eram sigur că e în regulă. Sâmbătă am fost la ziua băiatului. Aperitiv, platou de costiță, salam, șuncă, telemea foarte grasă, ou umplute cu maioneză, bineînțeles, și salată de vinete. Cu scuzele de rigoare am mâncat salata de vinete cu pâine. Felul 2, mici, grătar de porc, cartofi cu salată. Cu scuzele de rigoare am mâncat cartofi cu salată. Deja lumea a început să se uite cam pe sub sprâncene, așa. Felul 3, tortul cu lumânări. N-am putut, că toată lumea se uita în farfuria mea, am mâncat o jumătate de felie. Totuși m-am scos cu gluma că, cu toate că el a vrut să mă facă să pierd pariul, eu nu m-am lăsat și de aia n-am mâncat, că trebuia să câștig neapărat pariul. Luni îmi fac analiza, 208. Mă duc și iarăt, uite, a avut 220, am 208. Sigur că orgoliul lui nu l-a lăsat. Păi da, dar zice, în două săptămâni ai scăzut numai 12, acolo în 10 zile ai scăzut 40. Zic, bun, dar în ritmul ăsta, cum zici tu, ar trebui peste două luni să-l am zero. Sigur că i-am spus că nu iau nimica dacă 10 zile ține un regim ca la Herghelia. Să știți că n-a vrut. Am văzut eu totuși că i-am băgat așa un cui pe undeva, chiar dacă orgoliu nu-l lăsa. Mă rog, probabil că la ora asta e un cuișor mic, așa, un text. A mai rămas din el. Unii sunt foarte greu de convins. În alte ordini de idei vreau să mulțumesc și eu întregului colectiv, în special lui Sorin, care m-a ajutat nu numai ca terapeut, ci din toate punctele de vedere, domnului doctor Moroșan, domnului doctor Gheorghiță, doamnei Valentina, Alexandra, Marius și toți ceilalți care ne-au suportat problemele cu seminătate. Și închei spunând câteva cuvinte într-o zi. Urcam dealul ăla abrupt de la lac până la drum. Și mi-am adus aminte de cuvintele domnului doctor Gheorghiță spuse într-o altă serie, că drumul către Dumnezeu nu este așa cum ușor cum pare la prima vedere.
îl putem compara așa cu o potecă de munte care urcă. Multe suișuri, coborâsuri și multe obstacole. Și m-am gândit că mulți dintre noi suntem așa, pe o autostradă, care nici măcar nu știm unde merge. Avem o asemenea viteză încât nu vedem în stânga și în dreapta, nu întoarcem capul. Poate că aici, la Herghelia, am luat-o din autostradă pe un drum secundar. Ar fi bine să ne ținem de el și, dacă se poate, la un moment dat, să o luăm pe poteca aceea de care am amintit.